proiecte de succes finanțate prin grupul de acțiune locală Microregiunea Someș-Codru. Beneficiarul, Comuna Culciu, printr-un ajutor public nerambursabil în valoare de 85.714 euro, a achiziționat un buldo-excavator și o auto specială de pompieri pentru îmbunătățirea serviciilor publice din subordinea primăriei, precum și un sistem de sonorizare pentru căminul cultural din satul Cărășeu și scaune pentru căminele culturale din satul Culciu Mare și Cărășeu. Valoarea totală a proiectului este de 106.285 de euro. De asemenea, prin proiectul Dotarea cu echipamente a Comunei Culciu, finanțat cu un ajutor public nerambursabil, în valoare de 19.212 euro, a reușit achiziționarea unei mașini de spălat pardoseli pentru dotarea căminelor culturale din satele Cărășeu și Culciu Mare, achiziționarea unui tractoraj de tuns gazon și achiziționarea unei cisterne vidanjă pentru dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență. Valoarea totală a proiectului este de 23.823 de euro. În primul rând aș vrea să spun că Consiliul Local al Comunei Culciu, respectiv conducerea primăriei, știind că aceste forme asociative au șanse mai mari la absorbția fondurilor europene, am fost printre inițiatori și membrii fondatori a mai multor asociații, printre care și GAL Someș-Codru. Aici, imediat ce s-au deschis aceste sesiuni de depuneri de proiecte, am depus un proiect mai întâi cu 4 componente, ulterior la o altă sesiune încă o altă cerere de finanțare. În prima cerere avem niște dotări, deci 4 utilaje. Este vorba de un buldo-excavator, un utilaj multifuncțional, care ne va fi de mare folos per la întreținerea drumurilor, la întreținerea șanțurilor, la dezăpeziri, eventuale situații de urgență. Un alt utilaj special pentru stins incendii. În satele componente ale comunei avem hidranți exteriori care pot fi utilizate la incendii, dar avem și pășuni relativ întinse sau distanțe mari în exterior, în extravilanul localităților, și acolo pentru stingerea incendiilor am gândit la un utilaj mobil, deci care să se deplaseze mai ușor, da? Ar mai fi în primul proiect 500 de scaune pentru căminele culturale din cele 6 sate și o instalație de sonorizare. Acest proiect fiind de 85.000 de euro valoare eligibilă fără TVA, aici am solicitat credit și în orice moment așteptăm acum aprobarea acestui credit și atunci putem face plățile și se livrează aceste componente, obiecte. Iar la celălalt proiect este un proiect mai micuț de 20.000 de euro. Aici avem 3 utilaje. Este o cisternă vidanjor cu tun de apă, va fi un tractoraș pentru tuns gazon și va fi o mașină de făcut curățeniu, de frecat pe pardosea la căminele culturale, respectiv la sala de sport și care să facă curățenie. Deci zic că e o foftare binevenită înființarea acestui GAL. Sperăm că în perioada următoare de finanțare, de 2014, 2015 deja, că 14 au trecut, 2015-2020, o să fie fonduri suplimentare, mai consistente și vom putea beneficia de finanțări, nu numai UAT-urile, deci public, dar și privații, că aș vrea să accentuez că din Comuna Culciu, foarte mulți privați, persoane fizice și juridice, au primit finanțare prin acest GAL. Cum a fost colaborarea cu GAL? Eu consider că a fost o colaborare bună. Noi avem experiență de parteneriat, respectiv de colaborare în asociații, doar, cum am spus la început, suntem membrii fondatori și membrii activi a mai multor asociații. Deci eu consider că a fost foarte bună chiar. Proiecte de succes finanțate prin grupul de acțiune locală Microregiunea Someș-Codru.